Credeți că în alegerile parlamentare, poate locale mai sau prezidențiale, contează programul economic în perioada post-decembristă? Pentru mine ca jurnalist? Nu, ca jurnalist. Pentru... Toată viața mea? Nu. Dacă contează programul economic pentru alegători. Absolut contează. Dragnea, de exemplu, da? Cu acel program al lui nebun, prin care creșteau foarte mult salariile, pensiile, a cucerit foarte mult. De regulă, la un partid de stânga sau la partidele de stânga care vin realmente în programe cu măsuri pentru de creștere de salarii, de creștere de pensii, au o zonă a lor ce le oferă 100% un alt fel de capital în alegeri. La partidele de dreapta e mai complicat, pentru de că ce? Acolo trebuie să vii cu măsuri nepopulare. Nepopulare și care vizează de cele mai multe ori sectorul privat. Între votanți, de regulă, votantul cu cât este mai liber, cu atât se prezintă mai puțin la urna de vot, e complicat. Oricum, la noi în România este un amestec cum nu s-a mai văzut. La noi partidele de stânga vin cu proiecte de guvernare liberale, partidele de dreapta vin cu proiecte de stânga de cele mai multe ori. Profit de, uite, de prezența noastră, cum se zice, am pus mâna pe dumneavoastră, haideți să facem 4-5 minute de discuții pe teme economice. Știu că o să vă surprind. Nu o să vă întreb acum iar cu ce iubiți ați avut, v-a dat verigetă, le știu pe de rost. Să profit din asta, da? De faptul că eu nu mă pricep la domeniul ăsta, dar să-mi spuneți, hai să discutăm despre situațiunea actuală economică. Sunteți, chiar dacă vă ocupați de 40 de întrebări. Sper că sunteți la curent, da? Întotdeauna, da. Bun. Ce înțeleg eu din zicerea gaură la buget de? Acum se discută. Vă rog, spuneți-mi, faceți-mă să înțeleg. La noi e o problemă apropo de discursul politic. Întotdeauna în discursul politic trebuie introduse chestiuni interesante. Acest deficit bugetar, gaura la buget, este întotdeauna acel artificiu cu care vine politicianul întotdeauna și începe să arunce vina dintr-o parte în cealaltă. Noi acum avem această anomalie. Avem partidul de dreapta cu partidul de stânga împreună la guvernare, în liniște, să conducă și să gestioneze bugetele țării. Fiecare partid are și câțiva oameni care fac opoziție deciziilor luate la nivel central în partid și apar tipul acesta de discuții. România nu este într-o situație extraordinară, dar puteam să fim mult mai rău din punct de vedere al situației reale, economic vorbind. Dar ce înțeleg e? Ce spun ei? Care e problema la ora actuală? Explicați-mi mie, economicește. E un deficit? Ce e? Un deficit, nu știu exact la ce despre ce discută acum, dar întotdeauna în România se vin cu astfel de informații care de cele mai multe ori sunt doar politice. Adică sunt doar fără fond. Ce folosesc, da? Da, fără fond. E normal ca încasările să fie reduse în aceste prime luni ale anului. Așa e, cred că da. E normal, îi spun că s-a cheltuit foarte mult deja din ce avem noi la nivel de plajă de cheltuit pe decursul unui an. Întotdeauna se întâmplă niște... Sunt momente în an când se așează altfel bugetul. E complicat. Momentan e o joacă doar politică. Dar credeți în ultima vreme că avem de-a face cu cheltuieli nechipzuite? Nu. Ale statului? Nu, de nu ce? Cred. Uite, mă surprinde. Nu cred. Pentru că s-a încercat în ultimii ani cât de cât o reașezare a modului în care se întâmplă cheltuielile bugetare. Întotdeauna se strigă că aparatul bugetar este foarte mare. Întotdeauna, deci, repet, avem niște... aceasta e problema politicianului român. Că vine cu eternul discurs că aparatul bugetar e mare, că avem gaură la bugetul de stat, că România nu funcționează. Nu e chiar așa. România, când ne uităm la cifrele pe care le avem la nivel de stat, între cele din partea asta de Europa în care ne poziționăm, nu suntem chiar rău. În România, românii în structura lor sunt buni platnici.
Deci nu avem o problemă foarte mare. România, din toate punctele de vedere și energetic vorbind, are posibilități foarte mari să devină independentă energetic. Adică lucrurile nu sunt chiar așa cum sunt ele prezentate în dorul lelii de ochiul unui votant foarte neavizat. Aceasta este marea greșeală a politicianului. Se adresează doar unui votant aproape pe cale de dispariție. V-ar putea acuza unii că sunteți cu guvernul. Ceea ce până la să vă știu că nu. Eu sunt cu adevărul. Am fost întotdeauna cu adevărul. Da, și poziții întotdeauna interesante. De exemplu, eterna discuție cu pensiile speciale. Da, ia spune. Marele clișeu. A trebuit în revistă am niște făcut clișee. Zeci de emisiuni despre aceste pensii speciale. În primul rând, cu banii care se cheltuiesc cu aceste pensii speciale sunt în sumă de 1 miliard de lei. De-a lungul timpului, în foarte multe emisiuni, am arătat că odată un bun câștigat nu poate fi luat înapoi. Deci, toți politicienii care vin și clamează că de mâine tăiem pensiile speciale, ei știau foarte bine, de dinainte de a fi spus aceste vorbe, că vorbele pe care le rostesc nu au cum să se întâmple așa. Pentru că ar urma niște procese pe care respectivii oameni le-ar câștiga în instanță. Ce s-ar putea face pe real? S-ar putea schimba modalitatea de calcul a acestor pensii speciale, pentru aceste pensii speciale, ca ele să nu mai depășească cuantumul salariilor. Adică, realmente este o anomalie că de cele mai multe ori cei care au acces la aceste pensii speciale ajung în plata pensiilor cu o sumă mai mare decât cea a salariilor. În rest, este doar demagogie pură. Credeți iar, că, da? Repet, modul în care realmente se pune greutate pe bugetul de stat cu acest 1 miliard de lei nu este atât de mai. Este o falsă discuție. Este un segment foarte mic de oameni care primește aceste pensii speciale. De cele mai multe ori, dacă ne uităm în ele, o sumă wow pe contributivitate, restul realmente virament de la bugetul de stat, dar cuantumul nu este atât de mare încât să fie realmente o amenințare. Este doar o marotă pe care o aruncă și o folosesc non-stop. E o nebunie. Deci înseamnă că nu le vor tăia? Cele mai mari pensii speciale le au cei care sunt astăzi parte componentă a Curții Constituționale Române. Da, am înțeles, da. Deci vreau să credeți că nu statul român. Dar care unde să evit tema? Că vreau să văd analistul politic. Sau dumneavoastră, interesant, spuneți că din când în când în spațiul public apar niște clișee. Apar aceleași clișee. Gaură de la buget. Deci oamenii mor de foame altfel. Vine rocada guvernamentală, nu? Da. Hai să explicăm. Gaură la buget. Gaură la buget. La rocada guvernamentală, care se va întâmpla la final de lună mai, trebuie să se schimbe cele 4 ministere cu rol avizator. Fondurile europene și Ministerul de Finanțe, Ministerul Justiției și Ministerul Transporturilor. Adică Ministerul Transporturilor și finanțele care sunt astăzi la PSD trebuie să meargă la PNL și invers, justiția și celălalt minister trebuie să meargă la PSD. Da. Și a început circoteca pe gaura din bugetul de stat. Că cei care vor prelua să spună că au avut o moștenire grea. Normal, alt clișeu PNL, e moștenirea grea. Moștenirea grea. Am înțeles, da. Deci zice, și dacă ați fi consultant la PNL, ce ați sfătui să facă acum? Să se adreseze publicului avizat? Asta spuneați, vreau să faceți o observație, că politicianul român se adresează publicului neavizat. Da, exact, politicianul PNL vine cu această nu știam, da? Cu această poziționare. Și apropo de pensiile speciale, chiar colegul meu, Rareș Bogdan, cu tot respectul meu față de el, știa foarte bine de când a intrat în politică că aceste pensii speciale nu au cum să fie tăiate în niciun fel. Cred că s-ar putea merge doar pe o variantă de impozitare. Dar și aici, adică să se construiască și să se așeze un plafon de la care să decidem să impozităm drept obținut prin pensie. Ceea ce este o nebunie și eu nu cred că, legal vorbind, se poate întâmpla această chestiune. Dar ei cu toții știau toate lucrurile acestea.